ca la văscut. Mâna sus toți cei cu lampa arsă. Bună dimineața! Bună dimineața, România! Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! La mulți ani tuturor învățătorilor! Astăzi, 5 iunie, este ziua învățătorului! Doamnelor și domnilor, dragi profesori, dacă vă aflați acasă și cu siguranță vă aflați acasă, vă spunem cu toții la mulți ani! Draga mea Lavinia, bună dimineața! Bună dimineața, domnul profesor! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! La mulți ani tuturor celor care au grijă de viitorul României și nu numai! La mulți ani le spunem tuturor dascălilor să aibă putere de muncă, înțelepciune, răbdare, forță, așa cum avem și noi în fiecare dimineață, pentru că și platoul nostru este invadat de tineri foarte frumoși, extrem de talentați și sunt convinsă că și la sfârșitul acestei emisiuni vom trage o concluzie că România are viitor. Dar până atunci vreau să-ți povestesc despre rochia mea frumoasă, foarte frumoasă, verde, de la bewear.ro sau bewear concept pe pagina de Facebook. Intrați, doamnelor, domnișoarelor, dați-ne vală pentru că a venit sezonul estival, festival, ce să mai ne îmbrăcăm în culori electrice aprinse, nici astăzi nu ne crede nimeni. Nici eu n-am știut în această dimineață în ce mă îmbrac. De ce? Pentru că sunt foarte organizată și întotdeauna îmi pregătesc mai multe ținute și în funcție de starea mea, depinde cum mă trezesc, eu zic asta, asta sau asta. Bun, și în momentul în care, cam cu 2 minute înainte să ies pe ușă de acasă, am ales această asta culoare superbă. Da, da. Eu la fel mi-am ales această culoare superbă. Nu ne mai justificăm că cine se scuză se acuză. Da, noi nu ne vorbim, doamnelor și domnilor, niciodată dimineața, dar iată că ne potrivim. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, avem copii extraordinar de frumoși în platoul nostru, însoțiți de un domn profesor, Auraș Stoica. Mulțumesc pentru microfoane, așa se face. Avem aici microfon. Le bună dăm dimineața, vă spunem copii. Bună dimineața! Ce frumos! Auraș Stoica este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ați venit cu acești copii frumoși și talentați. Elevei Școlii Populare de Arte din Râmnicu Sărat, Florica Cristoforeanu. De la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu. Așa. Ne bucurăm că ne completați. Domnul profesor, avem și noi aici. La mulți ani! Spițat. La mulți ani tuturor profesorilor, tuturor învățătorilor. La mulți ani. Cum este, cum este această meserie? De cât timp vă ocupați de copii? De cât timp sunteți cadru didactic? De 15 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Este o meserie foarte frumoasă și salut și eu pe toți colegii mei de la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, colegii mei care se află acasă și mi-au promis că în această dimineață, pentru că ei sunt liberi, de la orele 8:30 vor fi alături de iar noi. Sare audiența, iar sare audiența așa, în aer. Bănuiesc că vreți să vă salutați toți colegii. Cu siguranță salutăm toți colegii de la Școala Populară de Arte. Dar, în primul rând, să-i salutăm pe doamna manager a Centrului Cultural Florica Cristoforeanu, Rafaela Predonescu. O salutăm și noi. Colegii mei, de la centru, Româna, colegii mei de la Centrul Cultural și, în primul rând, pe domnul primar, Sorin Cârjan, care susține acești copii. Noi la Centrul Cultural avem peste 1300 de copii ce activează în cadrul centrului. Ce putem să vă spunem decât să vă trăiască și să vină cât mai mulți, pentru că este foarte important să ducem tradițiile și obiceiurile mai departe. Aici avem doar o parte, o mică parte, cei de la clasa canto folclor. Dar avem și instrumente muzicale, pian, chitară, vioară, suflători, percuție și așa mai departe. Și astăzi, cei mai frumoși. Viitorul cântăcești, sună bine. Cântăcești de la și la propriu și la și tineretul este pe val în fiecare dimineață la noi, la matinal. Draga mea Lavinia, domnule profesor, eu zic să înceapă muzica. Mergem cu muzică în această dimineață și vă invităm la cântat Andrei Necula, Andreea Chiriciu și Andrei Clinciu. Te jur, măi, la-i, la-i, la-i,
la la la, să te scotori de mijlo, măi, la 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 la, să te învârpe pe după mână, la 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 la, că la joc e cea mai bună, la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la, joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la, amândoi pe același pas, măi, la la la. Firai tu să fii de fată, la 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 la, de mult n-ai mai fost jucată, la 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 la. Mi-e drag cu tine să joc, măi, la 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 la, că știu că îmi port noroc, măi, la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la, joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la, amândoi pe același pas, măi, la la la. Eu cu ea, măi, la 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 la, cântă muzica și-mi place, la 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 la, că mândra știe să-mi joace, la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la, joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la, amândoi pe același pas, măi, la la la.
aduce a bunicii pâine dulce, cum ne lua să ne culce, dragi bunici. Cine nu își amintește a bunicului poveste, dorul lui mă răscolește, dragi bunici. Doi bunici cu chipuri blând ne-au iubit și ne-au crescut, i-am părăsit și cu dor. Doi bunici, parcă doi sfinți, au rămas singuri tăcuți, așteptându-ne cu minți în pridvor. Când munciți ziua, oare cine vă întreabă, ați mâncat, ați băut apă, dragi bunici? Vă mai luați cu gânduri bune și cu câte o rugăciune, bătrânețea să vă aline, dragi bunici. Doi bunici cu chipuri blând ne-au iubit și ne-au crescut, dar iată i-am părăsit și doi sfinți au rămas singuri tăcuți, așteptându-ne cu minți în pridvor. Doamne, dă-le de se poate bătrâneți cu sănătate, dacă vor pleca din lume, pustie curtea rămâne, am venit, n-avem la cine, dragi bunici. Doi bunici cu chipuri blând ne-au iubit și ne-au crescut, dar iată i-am părăsit și cu dor. Doi bunici, parcă doi sfinți, chipuri plâng, ne-au iubit și ne-au crescut, dar iată i-am părăsit și cu dor. Doi bunici, parcă doi sfinți, au rămas singuri tăcuți, așteptându-ne cu minți în a intrat și Leana în joc, ține-o tare bine de mijloc.
joacă mai cu foc. A intrat și Leana jos, ține-o tare bine de mijloc. Ce de învârți, Costică, loc! A intrat și Leana joc. Asta-i sârba, gherieșanilor, ram-tiri-ram, sârba sârbelor, uite așa se joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Asta-i sârba, gherieșanilor, ram-tiri-ram, sârba sârbelor, uite așa se joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Ce te învârți, Costică, în loc, ram-tiri-ram, joacă mai cu foc, a intrat și Leana jos, ține-o tare bine de mijloc. Ce te învârți, Costică, în loc, ram-tiri-ram, joacă mai cu foc, a intrat și Leana jos, ține-o tare bine de mijloc. Frunză verde și-o la lea, joacă sârba, n-o lăsa. Am revenit, doamnelor și domnilor, din publicitate. Vă spunem încă o dată bună dimineața tuturor. Să aveți o zi minunată alături de noi. La mulți ani profesorilor, învățătorilor, la mulți ani tuturor dascălilor care au răbdare cu acești tineri frumoși și talentați. Ne-au cântat mai devreme Andrei Necula și vrem să-i spunem și lui bună dimineața. Dați-i repede microfonul, așa să meargă. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe cine saluți în această dimineață? Vreau să salut prietenii, familia, toți profesorii. Minunat! Andreea Chirciu, haideți să salute și ea. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Pe cine saluți în această dimineață? În special familia și profesorii. În special familia și profesorii. Andrei Clinciu, spunem și ție bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ai venit, Andrei. Cine se uită la televizor în această dimineață? Familia mea, prietenii. Îi saluți pe toți? Da. Perfect, Andrei. Și Cristina, avem și Mihalcea, spunem și ție bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Țin să salut prietenii, familia și profesorii. Minunat. Copii frumoși și talentați. Și le spunem împreună la mulți ani tuturor dascălilor. Desigur. Le spunem tuturor profesorilor la mulți ani, tuturor colegilor. Cum l-ați descrie pe domnul profesor într-un cuvânt? Un singur cuvânt. Cine are curaj? Cine are curaj? Hai să vedem. Cine este mai curajos dintre toți elevii dumneavoastră? Uite, spun eu cine e curajos. Prietenul nostru care a mai fost la noi. Bună dimineața! Are și microfon. Cum e domn profesor? Frumos! Frumos! Bravo! Domn profesor este frumos și la ore este ok. Da. E mai sever așa uneori cu voi? Vă mai ceartă? Nu. Foarte bine. Bravo, învățați lucruri frumoase. Acum să-i revină microfonul domnului profesor, pentru că aveți acolo, ar trebui să fie 3 microfoane. Perfect, din mână în mână. Ia uitați ce repede. Ei aveau microfoane deja, dar domnul profesor le-a cedat microfonul. Aveți copii tineri frumoși, talentați. Este ușor, este greu să învățăm totuși despre muzica populară, despre canto popular, despre obiceiuri, despre tradiții, despre portul acestui costum popular. Nu este deloc ușor, vă dați seama. Știți foarte bine că tradițiile se pierd ușor, ușor la oraș, dar la sat încă mai există și încercăm profesorii de la oraș să aducem copiii cât mai aproape. Și atunci, știți, cum îi aduceți aproape, domnul profesor? Cu ce îi atrageți? Care sunt metodele? Să îi învățăm și pe cei care ne privesc. Mulți m-au întrebat, pentru că eu am în jurul Râmnicului 7 ansambluri folclorice de copii. Și pur și simplu prin ceea ce
fac eu cu ei, prin felul, felul meu de a fi. E foarte greu să trecem de la muzica Andrei Gogan, alu Bibi sau cum le mai cheamă pe toate domnișoarele, extraordinar de altfel, să le trecem la muzica, nu știu, Mariei Dragomiroiu, a Irinei Login, a Mariei Ciobanu, a Rodicăi Mitran, cum am ascultat în această dimineață. Și în același timp să acceptăm că suntem în 2024, că trăim altfel, că lucrurile au evoluat și nu putem să-i condamnăm pe cei tineri că ascultă muzica asta care se poartă acum. Totul pleacă de la repetiții. Și de la educația de acasă? Și de acasă, bineînțeles, de la părinți. Pentru că la repetiție acolo învățăm, acolo ne perfecționăm, acolo ne pregătim pentru evenimente. Și pentru concursurile și festivalurile. Pentru festivaluri. Să știți că acești copii au obținut anul acesta foarte multe acolo premii. Acolo am vrut să ajung. Da. La festivaluri internaționale, naționale, regionale și județene. Felicitări! Felicitări copii, felicitări! Și în continuare, doamnelor și domnilor, o să ne cânte Florina Borjoi, Rebecca Olteanu și Georgiana Tudorache. Vrem să le spunem și lor bună dimineața. Florina, unde este Florina? Bună dimineața, păpușă! Gata, așa vă învăț și eu. Știți, domnii profesori, atunci când cunosc elevii, fac cunoștință prin catalog. Aceste foi, desfășurătorul nostru este catalogul nostru în fiecare dimineață. Pe cine saluți? În special familia mea și profesorii pe care îi apreciez foarte mult și le zic un sincer la mulți ani. Foarte frumos! Rebecca, cine este Rebecca? Ia să vedem. Acolo este Rebecca, frumoasă, cu flori în păr. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Tu pe cine saluți în această dimineață? Salut în această dimineață pe doamna Monica Călițeanu, pe familia mea care mă susține mereu în tot ceea ce fac și toți profesorii și le urez la mulți ani. Cât de frumos! Copii și frumoși și talentați și foarte deștepți. Mergem mai departe către Georgiana Tudorache. Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața și bine m-am găsit! Bine ai venit la noi! Bine m-am găsit! Aș vrea să salut în această dimineață familia, dar și profesorii, cărora le urez la mulți ani. La mulți ani le spunem și noi tuturor colegilor noștri, tuturor învățătorilor. Dacă tot mai avem timp, vreau să-l salutăm și pe Ionuț Buhai. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața și bine m-am găsit! Pe cine saluți tu în această dimineață? Profesorii care le urez un sincer la mulți ani, părinților și bunicilor care se uită în acest moment. De unde dragostea pentru muzica populară? A fost un dar de la Dumnezeu, aș putea spune, și am început să o îndrăgesc și din cauza profesorului Aurelian Stoica, care m-a făcut să iubesc. Cât de frumos! Vedeți? Până la urmă, profesorii noștri sunt mentori, ne influențează foarte mult cariera, ne influențează viața de cele mai multe ori, pentru că ajungi la o vârstă și ți-aduci aminte de profesorul care te-a inspirat să-ți alegi o anumită meserie. El a studiat cu mine acum câțiva ani, a terminat cei 3 ani de canto și l-am îndrumat să cânte la un instrument. El știa, făcuse câteva ședințe de pian și s-a plictisit. Și la Râmnicu Sărat, la centru, am înființat un taraf, un ansamblu folcloric. O să venim și cu taraful să cântăm. Și el este cel care bate toba la ansamblu. A, minunat! În această dimineață... Să batem și noi toba. Să batem și noi toba. Muzica să știți, la matinal să știți și populari. Că dacă ne lipsește toba, s-a stricat tot. Așa știm este. Știm lucrul acesta. Și nouă, dacă ne lipsește muzica, s-a stricat tot și în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, haideți să-i ascultăm pe acești copii extraordinari. România are viitor și noi o demonstrăm la matinal și populari. Moldovean, că zi scriptuță, că mi-ești drag. Joc și cânt peste tot loc, o harnică, scurai ca focul. Când iubesc eu nu fac jagă și nici nu mă cuc la treabă. Harnică-s cu mâna iute, moldovean, că-s lumea mi-n frunte. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lume, că mi-ești dragă. Nu-i ca mine-i alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăiți, jucați cum știți, lângă lăutari vestiți. Răsună trompetilii, joacă moldovencilii.
cin sărut toată viața, nu mai uit că sărută cu dulceață, cu cel drag trăiesc o viață. Moldovean câți din neam, badei mândru moldovean, când tropăim amândoi, cheuie lumea cu noi. Mândră sunt că-s moldovean, că când la lumică mi-e dragă, nu-i ca mine alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăiți, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți, răsună trompetilii, joacă moldovencilii. Așa mi-a spus mama mea, jocul când mă învăța, neamul nostru nu-i bogat, dai cu sufletul curat. Moldovean cât și mi-e drag, să joc și încât să mă bag, să când la neam și străin, să joace oamenii buni. Mândră sunt că-s moldovean, că când la lumică mi-e dragă, nu-i ca mine alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăiți, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți, răsună trompetilii, joacă moldovencilii. Joc vă îndemnați, cu voie bună strigați, că n-aveți prea deznoroc, să aveți moldovean ca joc. Cântă scripă cu sacâs, că mai am multe de zis, și-am să joc cum știu mai bine, cu bătița lângă mine. Mândră sunt că-s moldovean, că când la lumică mi-e dragă, nu-i ca mine alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăiți, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți, răsună trompetilii, joacă moldovencilii. Ce mănânci la mândi, baștei măi.
ai omul pe pământ. Thank you.
mult, Buhai, doamnelor și domnilor! Așa de frumos ne-a cântat și mergem mai departe la prietenul nostru. Deja? Pentru că, da, Laurențiu Bălan, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ai revenit la noi, bărbate! Arăți foarte bine, costumul impecabil, pălăria, poate să facă și Lavinia o fotografie cu ea? Da? Da, dai în voi, pauza, da? De publicitate, vii și pui pălăria la vinie să facă și ea o fotografie. Pe cine saluți în dimineața asta? Aș vrea să-mi salut profesorii, pe doamna Monica Calțeanu, pe domnul Stoica Uraș, profesorii de la școală și colegii. Mai fa așa cu mâna, că îmi place cum îi saluți. Așa, așa, așa se salută la vinie, să învățăm, da? Aș vrea să-i salut pe toți profesorii, aș vrea să le spun la mulți ani, să spun și generației mele 2020-2024 felicitări, succes domnul profesor, în viață. Felicitări, da, am mai terminat o generație și vreau să-mi salut toți elevii frumoși și geniali și Doamne ajută să aibă noroc în viață. Și am profitat că avem copii geniali în platoul nostru. Laura Spătaru, spunem și ție bună dimineața. Ne bucurăm tare mult. Bună dimineața. Să te avem în platou. Ce faci tu, Laura? Bine. Pe cine saluți, Laura, în această dimineață? Pe profesorii mei, familia și doamna Calițeanu și domnul Stoica Uraș. Da, și le spunem tuturor la mulți ani. Da, a fost greu drumul? Un pic obositor? Nu chiar. Nu chiar. Nu chiar, nu a fost atât de greu drumul. Hai să mai salutăm câțiva copii, draga mea Lavinia, pentru că și eu îmi doresc să fiu iar copil. Denisa Horhogea, bună dimineața, bună Denisa. Bună dimineața, Denisa. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ia uite ce vervare, Denisa. Asta îmi place, asta îmi place mie la copii. Noi profesorii ne încărcăm cu energia voastră și voi nici măcar nu vă dați seama, dar vă mulțumim că existați în viețile noastre. Pe cine saluți în această dimineață? Îmi salut familia, profesorii și vreau să le urez și un sincer la mulți ani, că tot este ziua învățătorului. Așa, le spui la mulți ani. Da. Eu vreau să vă întreb ceva. Mi s-a suflat, recunosc, nu este chiar așa. Atunci când lipsim de la orele de canto, cu ce trebuie să venim înapoi? Văd că zâmbiți cu toții, râdeți. În primul rând să ridice două degețele. Cine chiulește mai mult de la orele de canto? Da? Hai, curaj, curaj, curaj. Tu văd că le-ai ridicat, ia, tu chiulești? Uite. Nu mai chiulești. Așa, mai bravo, păpușă. Mai avem curajoși? Bun. Și acum curajoasa care a ridicat două mânuțe, uite, te ajută Laurențiu cu un microfon. Spune tu cu ce suvenir trebuie să vii ca să compenseze cumva chiulul de la ora de canto. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să venim cu o cutie de bomboane. Oh! Un suc. Pentru toți? Da. Sunt 1300, ați spus? Nu, doar pentru grupa, da. Doar pentru cei de la canto. Doar pentru cei de la canto. Așa. Noi, la Centrul Cultural, unde facem repetiție, avem clasa de canto folclor. O avem gătit așa ca la bunica, cu carpete pe aveți pereți. Aveți camera bunicii. Camera bunicii, exact. Da. Acolo mă regăsesc copilăria, trei sferturi din ce avem acolo sunt făcute de bunica mea. Și Dumnezeu să o odihnească. Și copiii vin în completare cu câte un suvenir. Eu tot timpul aduc câte ceva. Dacă găsesc pe la cineva, primesc cadou, le punem acolo. E minunat, o să aflăm câte suveniruri ați adus la orele de canto, dar după ce îi ascultăm pe următorii copii, pregătiți să ne cânte și nouă și dumneavoastră. Muzica! Joacă!
obicei la noi. Tăvâr, fetăr, pică-l-căi, hai la horă, hai la măi! Sacul stângul, sacul dreptul, strică, nu mă dare cheptul, că ni-i badea frumușel și ni-i drag de el. Cu dreptul strică, nu mă dori cheptul, că ni-i badea frumușel și ni-i drag de el. Da, hai, da-s petii și flăcăi, cum e obicei la noi, tăvâr, fetă, pică-l-căi, hai la horă, măi! Șati badea șuguiești și la horă mă vârtești, înainte și înapoi, ca și jocul, măi. Da, șati badea șuguiești și la horă mă vârtești, înainte și-napoi, ca și jocul, măi. Da, hai, da, speti și flăcăi, cum e obicei la noi, tăvâr, fetăr, pică-l-căi, hai la horă, hai la măi! Este-i joc de la Suceava, joacă că nu joi degeaba, că de feti frumușelii, drațar și de eli. Da, este-i joc de la Suceava, joacă că nu joi degeaba, că de feti frumușelii, drațar și de eli. Hai, da, speti și flăcăi, cum e obicei la noi, tăvâr, fetăr, pică-l-căi, hai la horă, măi! Și hai, da-ți petii și flăcăi, cum e obicei la noi, tăvâr, fetăr, pică-l-căi, hai la horă, hai la măi! Será?
Mai, da tot eu ca
Mâncele, bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți foarte frumoase și ați cântat extraordinar de frumos. Ne plac și costumele voastre. Grupul folcloric Boldencele din comuna Boldu, județul Buzău. Ne bucurăm să vă avem în platou în această dimineață. Domnul profesor, vă rog să ne povestiți despre acest grup extraordinar, despre aceste fete frumoase, talentate și extrem de cuminți. Da. Prea ascultătoare sunt. Prea mult. Zic așa, să mai ieșiți un pic din tipare. Da, e prima dată și e firesc să fie așa. Grupul folcloric Boldencele, înființat în luna martie anul acesta, la inițiativa domnului primar, pe care îl salutăm cu această ocazie, domnul Marian Mărgărit, din comuna Boldu, dânsul a compus prima piesă. Piesa pe care tocmai ați ascultat-o. Felicitări domnului compozitor, cum am putea să-i spunem. Compune și lui Paul Surugiu. Perfect, piesa. Foarte frumos. Da. Salutăm și pe Paul Surugiu, pe Fuego. Da. Cealaltă piesă este compusă de mine, tot cu Boldencele, o piesă reprezentativă, atât piesa, prima piesă, cât și a doua piesă. Am ținut să debutăm cu cântece din vatra satului, de la sat, și să ne reprezinte aceste cântece. Minunat! Vreau să le cunoaștem și pe fete, repede, luăm câte un microfon, așa, și... Unul singur și merge din mânuță în mânuță, spunem telespectatorilor bună dimineața, nume, prenume, ca să vă știe toată lumea. Bună dimineața, numele meu este Maria Mărgărit. Ne bucurăm de cunoștință, Maria. Bună dimineața! Numele meu este Gheorghe Georgiana. Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața, numele meu este Daria Șerban. Daria, bine ai venit la matinal și populari! Numele meu este Adelina Marin. Bună dimineața! Mă numesc Șerban Ștefania. Ștefania, bună dimineața! Bună dimineața, mă numesc Nicoleta Șerban. Nicoleta, ne bucurăm! Bună dimineața, mă numesc Nicoleta Ungureanu. Bună dimineața, mă numesc Adelina Mihaela. Bună dimineața, mă numesc Nemțeanu Daria. Bună dimineața, mă numesc Georgiana Ciocanu. Bună dimineața! Bună dimineața, mă numesc Violeta Răileanu. Bună dimineața, Violeta! Bună dimineața, mă numesc Ana Maria Rotaru. Bună dimineața, Ana Maria! Bună dimineața, mă numesc Furfurica Ramona. Ramona, bine! Salutare! Bună dimineața, mă numesc Roman Iulia. Au emoții, bună fetele! Bună dimineața, mă numesc Liliana Furfurica. Bună dimineața! Mă numesc Sorina. Bună dimineața, mă numesc Ioana Alicia. Bună dimineața, mă numesc Gabriela Enache. Bună dimineața, mă numesc Alexandru Maria Ionela. Bună dimineața, mă numesc Negru Livia. Sunteți foarte frumoase și vă numiți extraordinar grupul folcloric Boldencele. Este minunat, le-am cunoscut și pe fete, așa pe rapid, așa e la televizor, mai ales în emisiunile în direct. Trebuie să salut? Da, pe toată lumea. Sunt părinții pe care vreau să-i salut și să mă înclin în fața lor. Că vin cu acești copii minunați la repetiții pe domnii profesori de la școala gimnazială Boldu și eu propun să trecem la piesa a doua. Mergem la piesa a doua, care, așa cum ne-a spus un pic mai devreme, este compusă de dumneavoastră. Hei, hei, Boldencele, ce v-a inspirat domnul profesor compozitor? Mentor. Da, mulțumesc. Practic, comuna Boldu. Și a fost o discuție. Sunt fete frumoase acolo, toate așa frumoase ca cele pe care le-ați adus aici. Da, asta v-a inspirat din zona frumusețea fetelor de la din vatra satului. Și de acolo a plecat și denumirea grupului. Boldencele sună foarte frumos. Evitați așa, da. Domnul profesor, ați luat-o un picus pe după vișin, că vine vorba de frumusețea doamnelor și a domnișoarelor. Sunteți foarte într-adevăr frumoase. Româncele noastre sunt și frumoase și talentate și voi străluciți în această dimineață în platoul nostru. Să dea Dumnezeu să aveți succes. Vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ați venit în platoul nostru. Hai și noi în cor. Cu plăcere și acum le mulțumim noi că au venit în platou. Da. Mulțumim! Mulțumim, fetelor, sunteți minunate, sunteți extraordinare. Da, pentru că și noi am fost elevi și pentru că și eu sunt profesor și așa fac și eu cu copiii mei. La mulți ani tuturor profesorilor! Profesor. Boldencele vă mai cântă încă o melodie frumoasă. Haideți să le ascultăm!
Spunem la mulți ani astăzi și Loredanei Mândrișteanu, doamna profesor, salutăm și grupul Muguri de Cetină, care în fiecare dimineață ne încântă aici la Matinal și Populari și le transmitem tuturor profesorilor care au grijă de tinerii talentați, că ne pot scrie pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Populari, sau pot lua legătura cu cei din echipa noastră. Vrem să vă vadă toată țara că sunteți talentați, că aveți copii talentați și vrem să spunem așa cu toată inima noastră că într-adevăr România are viitor și ne bazăm pe acest viitor frumos. Așa este, draga mea, pentru că așa cum sunt copii astăzi, așa va fi România mâine. În platoul nostru, deja pregătite să ne încânte, sunt Gabriela Hera și Elena Fetic. Le mai spunem încă o dată bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Pe cine salutați în această dimineață? Avem un duet frumos. Ele. În primul rând familia și apoi colegii de la școală și profesorii în special. Te rog frumos. Familia mea și bunicii mei care se uită la mine la televizor și le urez un sincer la mulți ani profesorilor mei. Foarte frumos. Apoi ne va cânta Alesia Baltac și vrem să-i spunem și ei bună dimineața. Alesia, vino aici în față alături de noi. Ia un microfon. Bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine ai venit, Alesia. Pe cine salut? Vreau să salut în această dimineață pe părinții mei, bunicii și profesorii de la școală, cărora le urez un sincer la mulți ani. Te văd așa, ai o voce foarte plăcută și vorbăreață, sunt convinsă că ești, cu drag. Cum ar trebui să fie sau cum arată în viziunea voastră profesorul perfect? Care ar fi calitățile, cele trei calități pe care ar trebui să le aibă domnul profesor? Mie mi se suflă în cască că ar trebui să lipsească de la școală. Doamne ferește, nu. Acum, domnul profesor... Cine a spus așa ceva? Andrei. Cine a spus așa? Andrei, doi, stai jos, ești corigent. Da. Așa, Andrei nu a trecut pe la școală. De aceea n-a întâlnit profesorul nu perfect, nici ideal, profesorul acela care ne învață de toate. Profesorul, în general, trebuie să știe... Da, dar eu vreau să știu cum arată profesorul din punctul tinerei generații de vedere, nu din punctul tău de vedere, domnul profesor. Ia zi, popuș. Sunt de părere că ar trebui să fie dedicat în ceea ce face și să comunice frumos cu elevii pe care... Să comunice frumos. Atunci când spui să comunice frumos, draga mea, cum ar trebui să comunice? Dacă tu ai fi profesor, nu te uita la domn profesor, lasă-l în pace. Domnul profesor, privirea către mine, așa ușor, nu intimidați fata, așa, vă rog, frumos. Așa? Cum trebuie să comunice frumos? Să le explice elevilor pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a cânta corespunzător, exact. Și să... Și să aibă răbdare. Să aibă răbdare cu elevii, bineînțeles. Asta este pe primul loc. Să aibă răbdare, să fie înțelegător. Da, exact. Și să ne înțelegem cu toții bine. Iar la școală, de exemplu, profesorul de română sau profesorul de matematică, cum ar trebui să fie? Ar trebui din nou să vorbească cu elevul și în cazul în care, de exemplu, ar greși, să îi transmită într-un mod plăcut numai lucruri de bine. Într-un mod jucăuș. Să explice că a greșit, astfel încât prin joacă elevul să înțeleagă. Să știi că te-ai descurcat minunat. Bravo. Știu că ai emoții, așa cum am anticipat, vorbești foarte frumos, foarte bine. Poate cine știe, peste câțiva ani vei fi un mare speaker.
nu? De ce nu în locul nostru aici la Matinal sau chiar și Popular? Aici, pentru că da, cedăm și noi scaunele noastre, le lăsăm moștenire tinerei generații. Nu cumpărăm altele, pe le lăsăm. Doamnelor și domnilor, acești copii extraordinari le urează tuturor profesorilor, învățătorilor, dascălilor, la mulți ani, prin muzica lor frumoasă. Haideți să-i ascultăm!
M-am dus ca pasărea în lume să fac un rost și un nume. Nu spun că lume e rău, dar nu-i ca în satul meu, cu pădurea lângă casă și pâinea caldă pe masă. Dură-mi e de casă și de satul meu și de-a mea copilărie, mi-e dor, Doamne, mereu. Dură-mi e de casă și de satul meu și de-a mea copilărie, mi-e dor, Doamne, mereu. Apa de la izvor, satule la tine vin tot cu suflet de copil. La căsuța văruită, la bunel și la bunică, dorm-mi e de casă și de satul meu și de-a mea copilărie, mi-e dor, Doamne, mereu. S-aude, păi că-i rost de jucat. Nu știu cum o-i face, dar eu m-aș pune în față. Dorm, văleu, văleleu, ciubotilii n-au somn. Hai da hop și iar hop, zi trompetă ca să jocă. Cam ciubotii cu noroc, măi și iar măi. Dar și eu sunt norocoasă, că ciubota nu mă lasă. Mă scoate la joc din casă, măi și iar măi, mă. M-a învățat mămuca, păi m-a învățat de mită, de că bine să legața de la ciubotică. Și așa mămuca, păi așa mama m-a încălțat, ca să meargă talpa, păi când îi joc în sat. Hai da hop și iar hop, zi trompetă ca să joc, cam ciubotii cu noroc, măi și iar măi. Dar și eu sunt norocoasă, că ciubota nu mă lasă, mă scoate la joc din casă, măi și iar măi. Legate sau dezlegate, nu mai să fie jucate. Și cu nimeni nu mă trec, tot ce vreau leg și dezleg, mă. Câte zi cu soare, dai mi-a luat ciubotele și ne-mi duce în lume, păi că bine ne-ar fi. Da, și-om juca mămucă, păi și-om bate podelili, să mă știe lumea cu ciuboța lili. Hai da hop și iar hop, zi trompetă ca să joc, cam ciubotii cu noroc, măi și iar măi. Dar și eu sunt norocoasă, că ciubota nu mă lasă, mă scoate la joc din casă, măi și iar măi. Hai da hop și iar hop, zi trompetă ca să joc, cam ciubotii cu noroc, măi și iar măi. Păi da și eu sunt norocoasă, că ciubota nu mă lasă, mă scoate la joc din casă, măi și iar măi, măi. Și jocul și badea, bată norocul, că
aștept seara de seara cu doar greu în inimioară. La apusul soarelui pe valea Buzăului măi, acolo mă dorm mereu măi, pădiță de dorul tău măi. Poalinii, banii, iară tu cum
și vini măi, măi. Măi gătim bădiță, ghini măi, măi. Poane lungi, ochii și noi bani. Să jucăm frumos în doi bani. Poane lungi, ochii și noi bani. Să jucăm frumos în doi bani. Oi și di bani la noapte. Șoță sunt poanele toate. Măi bădiță, bădișo. Trecătoare și rău inima mă doare. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Copilărie, tot așa aș vrea să fie. Aș da lumea asta toată să mai fiu tânără fată. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Să-mi fac păcate, Dumnezeu le dă pe toate. Fă ce vrei, Doamne, cu mine, dar să trăiesc mult și bine. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Bravo, Daria Panaete, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Da, ce bine frumos, da, ce place! De unde vii tu, Daria? Din Comuna Buda, județul Buzău. Bravo! Pe cine saluți în această dimineață? Ai cântat foarte frumos! Mulțumesc! În această dimineață îmi salut bunicii, profesorii, părinții, fratele meu, sora mea, dar și pe doamna dirigintă. Căruia îi spun și la mulți ani! Căruia îi spun la mulți ani și îi mulțumesc din tot sufletul pentru că m-a adus în acest punct. Sunt premiantă, nu mai... Oh, felicitări! Mă scuzați, întreabă cu Daria. Daria, câți ani ai? Am 11 ani. Mulți înainte, vreau Daria. Să arătăm așa la cameră manicura ta la 11 anișor, doamnelor și domnilor. Te rog frumos, unghiile tale sunt superbe, trebuie neapărat să le vadă toată lumea. Te rog. Uite așa, bravo. Așa. Dar nu, așa pe floricică, așa, acolo pe păr, ca să putem... superb. Superb, nu te întreb unde ți-ai făcut unghiile, că mie că cine știe cărui salon excepțional îi faci reclamă și n-avem voie la televizor. Nu de alta, dar cred că toate fetele acum care se uită, la unghiile toate tuturor fetele care au 11 ani și ori cred că sunt invidioase pe manicura ta superbă. Asta Maria e trendul, Ghiță, domn profesor, asta e trendul. Trebuie e să trendul, ne ținem de trend. Păi eu da. Văd la școală cum se ține pixul, draga mea, când se scrie. Că nu se mai ține cu bunicele degetelor. Păi ce se mai scrie cu pixul la școală? Din când în când. Da, din când în când. Se scrie așa,
cu unghiuțele. Ia să o vedem la catalog pe Maria Ghiță, ne-a cântat foarte frumos. Bună dimineața. Și bună dimineața, Maria, vino acolo în față așa la lumină să te vadă toată lumea. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ai venit, Maria! Pe cine saluți, draga noastră? O salut pe bunica mea, pe prietenii mei și pe doamna dirigintă. Bunica și... se uită la noi acum? Da. Să rămână, doamnă, să fiți sănătoasă, să vă trăiască! Enescu Jana. Să vă trăiască, să vă bucurați de nepoată, ne-a cântat foarte frumos. Jos pălăria în fața tuturor bunicilor, cu siguranță bunicii îi îndrumă mai mult pe copii către muzica populară. Și mergem mai departe pentru că o salutăm și pe Andreea Mustață. Mustață. Bună dimineața, Andreea! Bine v-am găsit! Bine ne-ai găsit, bine te-am primit și noi. Ne-a plăcut, tot timpul ai stat aici lângă domnul profesor, ai dansat frumos, ai fost atentă și la noi, ai cântat foarte bine. Pe cine saluți în această dimineață? Pe părinții mei, pe bunicii mei și pe profesori. Cum sunt profesorii tăi? Da. Buni. Buni? Da. Buni. Și le spui puteai și să zici altfel? La mulți ani. La mulți ani tuturor profesorilor. La mulți ani să facă cinste mâine toți cu note bune. Da. Cum fac artiștii, știi, când le e ziua, fac cinste cu muzică bună. La fel și profesorii să facă cinste mâine cu 10, uite. Ia așa la toate colegi. Materiile, ca să se mâine încheie mediile, cu 10. Să încheiați mediile pe plus, nu pe minus. Să întotdeauna fiți... încheie mediile pe plus, cel puțin eu. Hai, mai lăsăm și corigenți, mai lăsăm și repetenți. Asta e viața de profesor. Ana, ce Maria să facem? Tuțui, îi spunem și ție. Cazul. Bună dimineața. La școala, la centru cultural, nu... Nu sunt corigenți și nici mă scuzați, repetenți. Domn profesor, vorbeam și eu cu o viitoare diva a României. Bună dimineața, Ana Maria, noastră. Ești și tu foarte frumoasă. Unghiuțe ai văzui că nu ai. E bine așa. Pe cine saluți în această dimineață? În această dimineață îmi salut familia și profesorii, cărora le transmit un sincer la mulți ani. Sincer la mulți ani le transmitem și noi. Îmi salut încă o dată colegii de la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, care sunt în fața televizoarelor. Am primit foarte multe mesaje. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Frunzuliță de cicoare, m-am născut la o zi mare. M-a făcut mama frumoasă, subțirică și sfioasă. De ca o soartă frumoasă o găsești doar la tine asta. Fete frumoase găsești doar la noi, la Dumitrești. Arnică și ocheșică, mândră-i tata, nu e frică, băieții. Arnică și ocheșică, mândră-i tata, nu e fric. Băieții tot dau târcoale, pune-ți pofta, mă Ioan. De ca o soartă frumoasă o găsești doar la tine asta. Fete frumoase găsești doar la noi, la Dumitrești. Bunica mândră mai este, în război mă învața țese. M-a învățat și la undrele, vai și-amați, lele mele. Bunica mândră mai
Antonia Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! O chemăm și pe sora ta, pe Bianca, lângă tine. Surorile Alexandru. Da, ai vino și tu, păpușa. Un pas în față. O chemăm și pe mami, care îmi ține mie spatele aici. O chemăm Bianca și pe mami. Alexandru și Antonia Alexandru. Veniți, doamnă, lângă mine aici. Mami. Ia veniți lângă mine aici, așa. Așa frumos, doamnă, stați aici lângă mine. Avem pe mami cum o cheamă? Cum o cheamă pe mami? Câți ani are? Bună dimineața! Bună dimineața! Claudia 34. Claudia 34. Așa sunteți și pe Instagram și pe Facebook. Perfect! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Așa, de unde ați învățat voi să cântați? Frumos! La microfon, un pic mai sus microfonul. Eu când eram mic... Ești foarte talentată, amândouă, toți sunteți talentați. Eu când eram mică, tati îi plăcea foarte mult muzica și de la el am și acum tu ești foarte mare. De la tati ai învățat. Mami, ce te-a învățat mami? Ce învață mami fetele? Pe lângă faptul că... Carte. Cartele învață mami, așa, și le-a filmat tot timpul și a avut mami emoții. Foarte mari. Foarte mari. Să rămână, doamnă, să vă trăiască. Mulțumesc, să vă bucurați de ele și să vă bucurați de tot acest grup. Și pentru dumneavoastră, așa sunteți reprezentată a tuturor părinților care se află pe holurile Etno în această dimineață. Și vrem să vă spunem că sunteți niște părinți extraordinari. Mulțumim. Și vă mulțumim. Mulțumim. Toți părinții, vă mulțumesc mult. Puteți merge înapoi la filmat. Revenim. Bianca, vreau să ne spună și Bianca, bună dimineața. Bună dimineața! Câți anișori ai, Bianca? 8 ani. 8 anișori. Și tot timpul sora ta mai mare te lasă la greu, nu? Pleacă de lângă tine când ai mai, așa mare, face sora când ta? Ai mai mare nevoie de ea. Așa face, nu, da, de obicei. Da. Adică tu, fiind mai mică, ai grijă mai mult de surioara cea mare? Nu? Ea merge să... cedeze pentru mine. Ea trebuie să cedeze pentru mine, ești corect. Ești foarte înțeleaptă, Bianca, 10 îmi place de tine. Georgiana Jipeanu ne-a cântat mai devreme. Georgiana, bună dimineața. Bună Vino dimineața. Și tu aici în față să te vadă toată țara, să vadă ce costum frumos ai. Pe cine saluți în această dimineață? În această dimineață vreau să salut bunicii, colegii, pe doamna Monica Calițianu și profesorii care le urez la mulți ani. Domnii profesori, cu siguranță îți mulțumesc pentru urările făcute. Alexandra Găloiu, îți spunem și ție bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am revăzut! Bine ai venit la noi și tu ai un costum extraordinar de frumos. Mulțumesc. Pe cine saluți în această dimineață? Vreau să-mi salut frații, părinții,
bunicii, colegii și pe doamna Monica Călțeanu. Și acum, dacă vreau să facem ceva în cor cu microfoanele, ține tu microfonul așa să ne auzim cu toții, vreau să spunem împreună la mulți ani tuturor profesorilor din România. 1, 2, 3 și... La mulți ani tuturor profesorilor din România! Bravo! Minunat, minunat. Și acum, în completare... Am venit la domn profesor. La mulți ani și domnului profesor. Aveți ocazia și timpul potrivit să vă lăudați cu tot ceea ce faceți dumneavoastră. Acum pe final, v-au plăcut? Foarte mult, foarte mult. Copii frumoși, talentați, jos pălăria în fața dumneavoastră, a profesorilor, în fața lor, a copiilor, în fața părinților și a bunicilor. Da, mulțumim frumos pentru cuvintele dumneavoastră. Pe final, aș vrea să salut, că i-am lăsat pe ei să-și etaleze talentul, să-mi salut familia, pe soția Pe cine salutați în această dimineață? Soția mea, care este profesor învățător. Pe la mulți ani, doamnă! Răzvan, care este la conservator, viitor profesor, Sebi și pe cel mic, pe Tudor, Andrei. Să vă trăiască toți, să vă bucurați! Și tuturor profesorilor. Iar pe finalul emisiunii ne-ați pregătit o melodie deloc întâmplător. La mulți ani. Potrivit acestei zile, zilei a învățătorului până la urmă, de la Gheorghe Lazar a început această zi a învățătorului, a profesorilor, a dascălilor, și noi în România o sărbăm din 2007. Dragi prieteni, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim cu domnul profesor, artistul Auraș Stoica, să ne luăm la revedere. Nu plecați nicăieri! Am revenit, doamnelor și domnilor, și le spunem încă o dată la mulți ani tuturor dascălilor, tuturor profesorilor, învățătorilor, să aveți putere de muncă, înțelepciune, bucurie în această meserie frumoasă pe care o faceți. Vrem să le mulțumim tuturor invitațiilor noștri de astăzi, fetelor, băieților, sunteți frumoși, sunteți talentați și ne mândrim cu voi. Vă mulțumim! Voi sunteți mândria României și să țineți minte acest lucru, pentru că voi trebuie să duceți România mai departe. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. La mulți ani, încă o dată, tuturor colegilor mei, profesori, învățători, dascăli, să fiți sănătoși și să aveți putere de muncă și nu uitați că cea mai importantă resursă a unui stat este resursa umană. Haideți să investim în ea, haideți să investim în educație. Merităm să fim educați, merităm să fim acolo unde am fost odată. Merităm să avem și sponsori și trebuie să le mulțumim prietenilor noștri de la beware.ro și canapeluțelor noastre de la homes.ro. Le mulțumim și telespectatorilor noștri fideli care în fiecare dimineață se trezesc, își pregătesc cafeaua, ceaiul și sunt în fața micilor ecrane pe Etno și prietenilor noștri care au grijă să ne scrie pe rețelele de socializare în fiecare zi. Mulțumim! Mulțumim! Pe final ne cântă Auraș Stoica, să aveți o zi extraordinară. La mulți ani! Am venit la dumneavoastră, am venit cu o urare la o zi de sărbătoare. Dar urarea nu-i urare, de n-ai vinul în pahare. Hai turnați paharul plin, cu toată lumea să închid. La mulți ani, surori și frați, verișoare și cumnați, haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. La mulți ani și numai bine, să aveți în casă pâine,
copilașii să vă crească, părinții să vă trăiască. Ce să cinstesc omul care-l iubesc, care vorbe înțeleaptă și cu inima curată. Să trăiască cine aduce vinul rozaliv și dulce, să ne toarne în pahare ca să-i zicem o urare. La mulți ani, surori și frați, verișoare și cumnați, haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. La mulți ani și numai bine, să aveți în casă pâine, copilașii să vă crească, părinții să vă trăiască. Celor din străinătate să se întoarcă în casa lor, unde s-așteptați cu dor. Scurtă-i viața, dar frumoasă, când stai cu cei dragi la masă. Dă-ne, Doamne, sănătate, restul le-o face pe toate. La mulți ani, surori și frați, verișoare și cumnați, haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. La mulți ani și numai bine, să aveți în casă pâine, copilașii să vă crească, părinții să vă trăiască. Hey!